Sunt arhitect, dar sunt și actor, regizor, dramaturg, cu care mă identific foarte mult, dar și creator de bijuterii, care este o unică plăcere pentru mine. Locuiesc în Marea Britanie de peste 30 de ani și ultimii vreo 20 în sinul Angliei, în regiunea de mijloc, în Nottingham. Tagua este marea mea iubire. E o iubire relativ nouă, dar a fost dragoste la prima vedere. Am văzut pietrele acestea pe cineva. Sunt o variantă vegetală, echivalentul fildeșului, și sunt foarte etice pentru că nu implică minerii. Cresc în copaci, sunt un fel de semințe sau nuci și sunt prelucrate de comunități tradiționale în America de Sud, care le și secționează și le colorează cu vopsele vegetale. Sunt o variantă ecologică a bijuteriilor pe care de obicei le avem în jurul nostru. Fiecare bijuterie, fiecare colier sau cercei sunt inspirate de o pietricică anume sau de această tagua, de această nucă. A fost foarte mișcată să văd că și altora le fac foarte multă plăcere să le vadă și aș spera ca și cei care vin la galeria aceasta minunată la Galateca să le vadă în realitate.